Salutare, dragii mei! În acest clip voi explica și arăta cum se poate încălzi apa prin inducție, mai exact prin un transformator, în cazul de față un transformator toroidal bobinat pentru 12V, această ieșire cu primarul de 220 și secundarul de 12V. Pe el i-am pus în plus 4, deci un aspire de conductă în bară de cupru pe care voi introduce pe această bară, pe această conductă, apă. În cazul de față avem să zicem, 12 ml. După aceea o să punem la așa. O să punem sub tensiune transformatorul. Iar ne ce se întâmplă. Deci dăm drumul. Băgăm sau de... A început să buzie. Și aude, deja se și încălzește. Ușor, ușor. Deci, cum se vede, poate abur. Oprim pentru că se încinge după aceea foarte tare. Secundarul acesta a făcut. Aceste spire din conductă sunt izolate între ele, că altfel nu își face treaba, adică nu se încălzește. Și la ieșire trebuie neapărat băgate gen în scuț, cum e lepconul de lipit. Pe aceste conducte, capetele se pot monta la radiator sau gen calorifer și cu o pompă care să recircule apa în întreg sistem. Cam aceasta este vorba despre încălzirea apei prin inducție. Ce este foarte interesant și foarte plăcut este că se încălzește foarte repede, într-un timp foarte scurt. Și plus de asta, curentul absorbit în rețea este un curent mic. Nu mai știu exact, am măsurat, dar nu mai știu exact cât este. Dar e mic, în orice caz. Ar fi gen de legat de vați, la vreo 200-300 de vați, ceva în ăsta. Cu acest transformator. Vă doresc toate cele bune și vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă aștept la următorul clip.